aceasta îl avem pentru a doua oară la biserica noastră pe domnul profesor Gheorghe Butuc, care vine de la Galați și vine să ne dezvolte un subiect foarte puțin cunoscut de noi, pentru că nu știm prea bine ce să facem cu răul din viața noastră, ce să facem cu răul în societatea noastră, cu atât mai puțin nu știm. Și vom vedea că probabil Dumnezeu lasă să se întâmple anumite lucruri, rânduială anume, ca din cele rele să tragă apoi de cele bune pentru mântuirea noastră. Vă mulțumim și vă dăm încredere cu noi. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și s-a făcut lumină. Și această lumină este sub forma unui chivot, unui potir. Și ca o carte. Este altarul numit cer. Și creează totodată templul altarului ceresc și slujitorii lui sunt îngeri. Și primul dintre îngeri este ales să ridice cu mâinile chivotul acestei cărți. Ca toți îngerii să se închine și să cânte Sfânt, 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 Domnul Sabaot. Și îngerul acesta, când lua în mâini chivotul cărții divine, deodată se umplea de atâta lumină, așa de mare, de toți îngerii cădeau în genunchi. De aceea, acest înger se numea Luceafăr, cel ce poartă lumina dumnezeiască și anunță venirea soarelui Dumnezeu. Numărul îngerilor este enorm. Ei sunt primele fături create, făturile primei zile ale luminii, de unde și numele de înger sau lumină. Și primul înger, Luceafăr, este mare râvnitor în slujba sa de arhiereu îngeresc al altarului divin. Din inițiativa lui se orânduiesc îngerii pe nouă cete, fiecare cu o anume slujire, în vederea marii arătări a lui Dumnezeu. Era prima zi de creație, o zi cosmică. O lume nouă se arătase, apariția luminii se reflecta în corul îngerilor, care pe nouă voci cântau până la marginile lumii. Îngerii sunt slujitorii și înainte mergătorii acestei taine dumnezești. De aceea, îngerii stau permanent în jurul altarului sau a cărții luminii soarelui dumnezeiesc. Această carte este pecetuită și nimeni nu știe ce este scris în ea. Se așteaptă cu înfigurare momentul când va fi deschisă. Îngerul Luceafăr este primul ce stă împreună cu garda de încă 8 îngeri ca reprezentanți ai fiecărei cete din cele 9. Cel mai târz pare îngerul Mihail și cel mai blând îngerul Gabriel. Ei stau de-a dreapta și de-a stânga îngerului Luceafăr și sprijinesc chivotul cărții divine. Toate cetele cântă marea taină care se pregătește să se dezvăluie. Lumina ce iese din cartea altar este așa de orbitoare, de nimeni nu o poate privi direct. Și cartea este așa de grea, încât de-abia o pot ține în mâini îngerul Mihail, se opintește cel mai tare, iar Gabriel cântă parcă cel mai tuios. Se aștepta deschiderea cărții divine. Va fi ziua a doua a creației. Ziua întâi se apropia de seară, lumina se micșora, dar o altă lumină se întrevedea. Trebuia ca însăși Fiul Dumnezeu să vină să rupă pecețile și să deschidă cartea. Îngerii erau într-o maximă atenție. Nu-L văzuseră încă pe Fiul Dumnezeu decât ca lumină. Acum îl puteau vedea la față. O, ce taină! Vom vedea pe Dumnezeu.
Îngerii cântau cu putere, Sfânt, 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 Domnul cel ce vine se arată. Deodată, un zgomot țipător sfâșie lumina cosmică. Îngerul Luceafă, cu o furie nebună, se repede la carte, la Cartea Sfântă, și rupe pe cețile. Toți îngerii, uimiți, au un moment de încremenire. Pecețele erau bine prinse și nu putea să le desfacă și îngerul Luceafă începuse să le sfârme cu pumnul de se auzea de fiecare dată un tunet cutremurător. Îngerul Mihail, care sta de-a dreapta, se repede la el. Ce faci pentru Dumnezeu? Dar Luceafărul își continuă ruperea pecețelor, cu greu reușește să le sfârme, dar nu poate desface cartea divină de parcă era lipită. Dezamăgit, se întoarce către ceilalți îngeri. Fraților, veniți cu toții să deschidem Cartea Divină. Eu, Îngerul Luceafăr, sunt primul făcut și mie mi se cuvine începutul creației. Noi, îngerii, suntem creația totală și noi, la rândul nostru, trebuie să creăm lumea de dedesubtul nostru. El, Creatorul, ne-a dat Cartea Lui prin care noi putem crea lumea. Prin aceasta vom dovedi că suntem vrednici frații Fiului Divin Creator. Îngerii stau încremeniți. Un alt înger, din cei nouă, Rafael, spuse: să așteptăm venirea Domnului, numai sub îndrumarea Lui, să facem ce ne este dăruit. Nu vă grăbiți ca să nu greșiți. Gabriel, parcă trezit din cântarea Lui permanentă, la fel zise: ce ai făcut nu este bine. Să îngenunchem cu toții ca venirea Domnului să ne fie iertătoare. Am greșit din nerăbdare. Îngerând fraților, cu funcțiile jos, ca lumina Domnului să nu ne pedepsească. Înțelegeți, strigă Luceafărul, că tocmai pregătirea noastră pentru venirea Domnului nostru, frate divin, este aceasta, să-L primim cu chivotul cărții Lui deschise. El ne-a dat cartea Lui ca să o citim înainte de arătarea Sa. Aceasta este dovada că suntem frații Lui, că știm și noi citi cartea dumnezeiască. Trebuie să o desfacem repede, cât mai este timp, ca să știm cu ce cuvinte să-L întâmpinăm. Altfel, noi nu vom ști cum să vorbim cu El, nu? Aici, în această carte, este limbajul de taină, prin care și noi vom putea vorbi cu Dumnezeu Creatorul nostru. Eu sunt slujitorul direct al cărții, am auzit glasul tainei, că trebuie desfăcut înainte de venirea Lui. Îngerii au un moment de ezitare, câțiva încep să se apropie de Cartea Divină, încercând să o desfacă, dar nu reușesc. Rupând însă bucăți mai mici sau mai mari, Îngerul Mihail deodată sare cu furie. Opriți-mă! Să stăm cu frică înaintea Domnului. Cum îndrăzniți să vă atingeți de cuvântul Domnului, care este foc mistuitor? Și cu o putere nemaipomenită iau o bucată din cele de pe jos, care spre unirea tuturor se face o sabie de foc. Cine mai îndrăznește să se atingă de Cartea Domnului, îl tai cu sabia de foc. Și de provă îl pocnește pe unul peste umăr și îi cade mâna cu totul. Va fi Îngerul Ciung, ultimul care s-a mai atins de Cartea dumnezeiască. Dar Îngerul Luceafăr insistă: fraților, grăbiți-vă ca să dovediți tocmai credincioșia voastră. Și el însuși mai încearcă să rupă din carte încă o bucată. Deodată Îngerul Gabriel strigă plângând: oprește-te! Te rog, oprește-te! Priviți, fraților! Priviți, cartea este ca o mamă cu însăși Fiul lui Dumnezeu în pântece. O, ce minune! Iar Fiul dumnezeiesc vrea să se întrupeze. Nu, 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 răspunde Luceafăr. Noi îngerii suntem cei prin care să se creeze lumea. Dumnezeu ne creează pe noi ca pe niște Dumnezei creați. Și El rămâne dincolo de toate și noi îi facem lumea. El ne-a gândit pe noi și noi vom gândi lumea. Nu așa e bine? Dumnezeu nu se poate coborâ în lume să se amestece cu ea. De aceea ne-a creat pe noi unicile spirite asemenea Lui. Nu mai pot fi și alte spirite. Pe om îl vom crea noi, îngerii, și din spiritul nostru îi vom da suflet. Ai nebunit, Luceafăr, spuse Îngerul Budil, de vorbești o atâta îndrăzneală? Ce înseamnă această mângâie? Fiul lui Dumnezeu poate orice.
Dacă El vrea să se coboare și El însuși să se facă și făptură creată, este voia Lui. El vrea să fie printre noi, nu ascuns și nevăzut. Eu, murmurul ceafă, nu pot accepta decât un Dumnezeu dincolo de toate. Nu mă voi închina niciodată unui Dumnezeu făptură. Eu sunt Dumnezeu făptură, spuse Luceafă. Eu sunt alesul dumnezeirii de creație. Mie mi s-a dat stăpânirea lumii, El este Dumnezeu sus, iar eu trebuie să fiu Dumnezeu jos. Voi, îngerii, sunteți slujitorii dumnezeirii mele. Veți vedea voi ce domn vă pot fi. Un murmur cu tremurător cosmosul. O parte din îngeri năvălesc înainte în jurul lui Luceafă, aclamându-l și închinându-i se. Mihail, strâmtorat, se zbătea furios. Opriți-vă! Glasul său ca de frunze liniștit, liniști puțin turburare. Îngerul Luceafă se așezase pe scaunul înalt, pe care era cartea divină, cea acum ruptă și sfărmată, căzuse pe jos și nimeni nu o mai băga în seamă. Doar Gabriel își reveni și o luă plângând în hohote. Deodată se întunecă totul și un vuiet înfricoșător se strâni, decăzu Luceafărul de pe scaun, făcându-se un gol în care să prăvălire toți îngerii care îi se închinau. Și întunericul era așa de tare, de se negriră toți cei căzuți. Și încet, încet, părea apărut lumina și liniștea revenit. Altarul era sfârmat, cartea divină era ruptă, îngerul Gabriel încă mai sta întremenit. Mihail îl trezi. Amândoi îndreptară scaunul cel înalt, reașezară cartea divină pe el. O lumină orbitoare deodată se cubărâ peste carte. Îngerii îngenunchiară și începu iar să cânte Domnului. Iubite voi, Doamne, bătutea mea, Domnul este tărirea mea și izbăvitorul meu. De undeva se auzea un zgomot înfricoșător și undeva departe o negură deasă sta despărțită. Se despărțise lumina de întuneric. Așa a început totul. Cu o libertate, un dar al libertății oferit de Dumnezeu primei sale creații, îngerilor, o libertate care ați auzit a fost rău orientată și numai așa a apărut Dumnezeu. Este o parabolă, o istorioară, care ne poate introduce, păstrând același paradox, ne poate introduce în ceea ce se cheamă întâlnirea din seara aceasta, taina răului. Spuneam că păstrăm paradoxul pentru că ce taină poate fi în rău. Și poate că curiozitatea v-a adus în seara aceasta. Și dacă este să continuăm cu demersul și cu descrierile biblice, alegerea greșită s-a coborât și în creația sensibilă și știm cu toții că într-un alt moment al unei alte zile, în ziua a șasea, care trebuia să urce în odihna celei de-a șaptea, o altă alegere greșită a Evei și a lui Adam au produs atunci un cutremur la fel de mare ca cel pe care l-ați auzit petrecut în lumea îngerilor. După ce se îndeletniceau Adam și Eva cu numirea creației și se întâlneau adesea la pomul vieții, sfătuindu-se că Dumnezeu, la un moment dat, li se pare că fructele de mărul cunoștinței binelui și a răului
sunt mai interesante și intând în dialog nepotrivit cu cel viclean, Eva a luat și a mâncat, i-a dat și lui Adam, a mâncat și el și li s-au deschis ochii. De data aceasta, Dumnezeu chiar coboară și se plimba prin răcoarea serii. Prin răcoarea serii, ne spune Cartea Divină. Și a început să strige prin Adame, un joc foarte frumos, iubitor a tatălui cu copilul. Și Adam se tupilea pe după tufișul. Se făcea când aude o înfrigurare la fel de pătrunzătoare era și atunci creația toată se oprise din bucurie, din mersul ei firesc. Aștepta. Către înserate, de aceea spune răcoarea serii, Sfântul Vasile cel Mare, când interpretează această expresie, răcoarea serii, nici zi, nici noapte, nici frig, nici cald, răcoare și seară, Sfântul Vasile vorbește că toată creația aștepta să vadă ce va face Adam. Pentru că, în funcție de răspunsul lui Adam, i-aș mai continua drumul sau să retrăgea neantul din care a ieșit, spune Sfântul Vasile cel Mare. Și Adam zice, da, Doamne, sunt aici, dar nu pot să ies. Dar de ce nu pot să ieși? În fiecare zi ne întâlnim și tocmai astăzi nu ieși. Păi zice, nu pot, Doamne, că sunt gol. Cum să fii gol? Cine ți-a vestit așa că ești gol? Nu cumva... Nu eu. Femeia care mi-a dat-o, mi-a dat ce a mâncat. Așa este Eva? Nu eu. Șoapele m-am împins și... Eu am luat și am mâncat și așa ne-am rușinat și a rămas goi. Cu șarpele nu mai putea vorbi, știți cu toții dialogul. Și atunci începe o altă taină a răului. Dumnezeu zice, bine, Adame, bine, Eva. Ce n-ați făcut, voi fac eu, numai că veți muri. Și a pus Dumnezeu moartea pe Adam și pe Eva, ca sfârșit al răutății care tocmai intrase prin ei în toată creația. Și așa toată creația, care vă spuneam, trebuia să urce în ziua a șaptea, să se îmbeșnicească, a rămas, s-a oprit la un anumit nivel și și-a început istoria căderii. Și Adam și Eva au ieșit din rai și ieșind de mânușuți amândoi din rai, știți cum a început să lucreze pământul și să-și trăiască propria alegere. Propria alegere alta decât cea pentru care i-a dat Dumnezeu prin creație. Și apoi, știți cu toți, nu mai amintim ce a făcut Cain, cum a înmulțit el pe tatăl lume, ce a făcut apoi frații lui Iosif, cum a înmulțit ei pe tatăl lume, și cum s-a ajuns până la Sodoma și Gomorra, și cum s-a ajuns până la Potop, și cum s-a ajuns până la turnul Babel, și cum s-a ajuns fiecare etapă a istoriei care ne aduce în față istoria biblică, care o cunoaștem cu toții, a văzut de la o etapă la alta, păcatele se adânceau în firea umană. Păcatul prindea rădăcini serioase în firea umană. Astfel încât prorocii toți au început să strige că va veni cel care ne va elibera din acest păcat. Și totuși ei se plictiseau așteptându-l și în plictisul acesta iarăși alt val al căderii, știți cu toții robiile care au fost al poporului evreu și toate celelalte, istoria păcatului care, iată, nu s-a oprit până la noi. Numai că, la un moment dat în istorie, când gustase omenirea din toată adâncimea păcatului, apare
ca o floare în mijlocul pustiei, apare Maica Domnului, cineva care să o pune din râs puteri înaintării răului în firea umană. Vă spun că e ca o floare în mijlocul pustiei Maica Domnului, pentru că așa cum în deșert nimeni nu se așteaptă să găsească o floare și o floare atât de aleasă încât alta pe pământ nu mai există, așa e Maica Domnului în ceea ce însemna istoria căderii și a păcatului. Și văzând Dumnezeu așa frumusețe de floare, n-a rezistat. Nici chiar Dumnezeu nu a rezistat la o așa frumusețe și s-a întrupat. Și a început istoria contactului direct al lui Dumnezeu cu păcatul nostru. Și orice clipă petrecută pe pământ a fost o alegere, o altfel de alegere decât cea pe care până la Hristos au întreținut-o în cădere tot neamul omenesc. Și Hristos cu fiecare clipă a ales altceva decât a ales Adam și Eva și toți urmașii lor până la Hristos. Și clipă cu clipă a trecut Hristos, a făcut experiență cu Hristos cu tot păcatul omenesc, fără ca păcat de El să se apropie, fără ca El să păcătuiască. Și știți ispitirile din pustie, și știți tentațiile toate, și știți hulele toate, și știți suferințele toate, să știți câte istoria biblică a Noului Testament, Evangheliile, ne-au păstrat foarte puține din aceste evenimente. Dar atât de multe încât, sau de ajuns, să înțelegem că Hristos în fiecare clipă a făcut contact cu fiecare față a păcatului. Și ultima ei, sau cea mai distrugătoare față a păcatului este moartea și pe aceasta a gustat-o. Pentru că nimic nu are moartea în Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu a gustat-o și pe aceasta. Hristos a gustat-o și pe aceasta. Și a avut să o guste. Și știți cât de amar e păcatul morții, încât însuși Hristos a strigat pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, căci m-ai părăsit. A făcut Dumnezeu experiență, deci, cu tot adâncul păcatului. L-a experimentat și dacă l-a experimentat, și l-a și asumat. Fără să-și incoprieze, adică fără să păcătuiască. Și a asumat păcatul nostru a tuturor, pentru că firea noastră întreagă a luat-o. Și această asumare ne dă nouă și ne deschide a lui Hristos, a păcatului lui Hristos, ne deschide nouă toată bogăția tainei celui rău. De ce zicem că e taină în cel rău? Știți cu toții definiția scurtă că răul patristică în același timp. Răul nu are ființă. Răul nu poate, adică nu are ființă pentru că dătătorul ființei, Dumnezeu, nu i-a dat ființă răului. Sfericitul Augustin are o carte pe care o știți cu toții, că Dumnezeu nu este autorul răului. Și sunt multe alte cărți care veți găsi că Dumnezeu nu este autorul răului. Dumnezeu pe toate le-a făcut bune, cum știm din cartea creației. Toate sunt bune și bune foarte. Numai că Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește de faptul că acolo unde există libertate, Dumnezeu a prevăzut și faptul acesta. Acolo unde este libertate, ea poate fi aleasă și altfel decât potrivit cu firea pe care o are. Adică, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că creația, noi cu toții, suntem făcut să mergem de la alfa la omega, să spunem așa. Dintr-un început către final. Sau, biblic, de la chip la asemănare.
Avem, pentru că și avem potrivit cu această înaintare a noastră și o libertate ajutătoare și o mișcare. O mișcare pentru că noi suntem ființe create bune, dar ca să ajungem la bine foarte, la mai mult bine, la desăvârșirea binelui, adică la întărirea binelui în noi, să fim întăriți în bine, să nu fie binele dat unei jucării, să fie binele asumat de un om viu și de o libertate. Și atunci când omul alege potrivit naturii sale bune, când alege ceea ce să meargă pe traseul pe care Dumnezeu îl a rânduit să meargă, când el și alege acest traseu, atunci libertatea merge despre chip, spre asemănare. Dacă omul alege altceva decât această libertate, are niște eșuări, niște ieșiri, niște ratări, aținte, le numește Sfântul Maxim Mărturisitor. Nu mai atingi ținta pentru care ai fost creat, scopul pentru care ai fost creat, adică desăvârșirea și mântuirea. Prin urmare, orice alegere a răului, o taină a răului, una dintre ele este că răul este prins tot timpul pe ființa noastră bună. Răul nu are ființă, dar el strâmbă ce puterile bune sufletești ale noastre. Adică el se prinde viață răul când eu aleg altceva să fac cu puterile mele sufletești, altceva decât ceea ce ar trebui să fac. Adică funcționez altfel decât m-a făcut pe mine cel care m-a creat, creatorul meu, zitorul meu. Și când nu merg în parametrii, să spunem așa, aceea pentru care am fost creat, atunci mi se schimbă și mi se derutează traseul. Deci prinde viață răul pe natura mea bună. Însă în același timp, dacă el prinde viață pe natura mea bună, prin ce prinde el viață? Prin alegerea mea. Dar alegerea mea, în însăși secunda în care am făcut o alegere rea, pot face altă alegere bună. Prin urmare, răul nu este consistent. N-are consistență. El poate fi în orice clipă năruit. Pentru că libertatea are acest dublu tăiș, să spunem. Pe de o parte, alegi greșit și strâng puterile bune sufletești, pe de altă parte, oricând poți nărui răul ales și face o altă alegere bună pentru viața ta. Deci nu are consistență rău. Dacă vreți, o altă taină a răului este aceea că, neavând ființă, e într-o permanentă născocire de ființă. El în permanență își caută modul să se manifeste. Și dacă vreți, își găsește sau nu își găsește noutăți în manifestare. Este, dacă vreți, o variație la temă permanentă. În această născocire permanentă de substanță, răul apare ca o provocare, totuși. Ni se provoacă tuturor libertatea. Și neștiind gândul și alegerea noastră, ni se prezinte înainte ca o varietate, ca o multitudine de șanse pe care le avem, de posibilități pe care le avem în față. Și în direcția în care o iei, în aceea te ispitești. Răul nu știe cu ce să apropie de tine. Numai că văzându-te pe tine că alege într-o direcție, în aceeași direcție cu tine merge și el. Răul nu dispare însă. Atunci când noi alegem rău și greșit ceva, el nu dispare. Când alegem binele, pardon, după ce am făcut rău, dacă în clipa următoare spuneam ne întoarcem de la rău și avem această șansă, ne-o dă dacă libertății, răul nu dispare, ci trece într-o umbră existență, a existenței.
Și umbra aceasta existenței răului în viața noastră e un suport extraordinar care ne împinge la bine. O altă taină a răului stă în spatele nostru permanent și știind pustiul, secătuirea, amarul pe care l-am gustat păcătuind, în comparație cu dulceața lui Dumnezeu, gustați și vedeți că bun este Domnul, ne dea în biserica, în această comparație permanentă, numai gândul la ceea ce ai făcut, te împinge mai mult către zona, noua zonă pe care ai ales-o, adică către zona binelui. Și stă ca o umbră permanență care propulsează, ne propulsează înspre mai mult bine. Totuși, ca să nu continui pe această linie oarecum scolastică a înțelegerii răului, de ce preferăm cu toții zona aceasta a răului? S-a făcut o întreagă țesătură, o întreagă cultură, aș putea spune, în ghilimele, a răului, a provenienței lui, a manifestărilor lui, a baubaului care e pus deasupra noastră, astfel încât nimeni dintre noi, conștiința noastră, voința noastră, nu îndrăznește, niciunul dintre noi nu îndrăznește să mai atace cumva rău. E o zonă tabu care stă peste noi și din care nu mai putem ieși. Răul nu e o preocupare a lui Dumnezeu. Și n-ar trebui să fie nici preocuparea noastră, a tuturor. Spune un părinte al bisericii, nu-mi aduc aminte numele lui, dar expresia comparativă între rău și Dumnezeu, între păcat și Dumnezeu, el o folosește prin aceste cuvinte. Păcatele întregii omenie înaintea lui Dumnezeu sunt ca o picătură de apă pe o plită încinsă. Vă dați seama că este spulberată picătura de apă oprită la 1000 de grade încinsă. Prin urmare, ce putere poate avea răul când prin Hristos care l-a asumat este nimicit? Sfântul Ioan Gură de Aur, în noapte de Paști, știți cu toții că strigă: unde ți este moarte puterea ta? Unde ți este iadule biruința ta? Amăgitul te-ai, năruitul te-ai, surpatul te-ai, pentru că Hristos a înviat. Nu mai este moarte, nu mai este iad, Hristos a înviat, niciun mort nu mai este în mormânt. Hristos a înviat și viața împărățește. Hristos a înviat și tot păcatul a pierit. Și eu am folosit, nu pot să spun ca Sfântul Ioan Gură de Aur, dar să înțelege din această rugăciune că atunci când s-a întâlnit prin moartea cu Hristos, iadul cu Hristos, păcatele toate cu Hristos, s-au ars în comparația de care vă spuneam, a picăturii de apă cu o plită încinsă. S-a întâlnit să fie iertată comparația plită încinsă la miliarde și miliarde de grade, nu decât Hristos, și deci păcatul nostru al tuturor asumat de Hristos prin firea umană nu mai are nicio putere. Atunci, de unde îi dăm noi, de ce îi dăm noi atât de multă putere? Și până la urma urmei, de la Hristos încoace, nu știm cine pe cine înghite. Până la Hristos știam că viața e înghițită de moarte, pentru că tot muritorul se ducea în latura și în umbra morții, în iad. De la Hristos încoace, sacul morții, fundul iadului, e ca un sac spart, e golit. Și toți cât se duc acolo, curg. Nu mai rămâne nimeni acolo.
Și totuși, iadul există. Unde își mai are iadul locul, ființa și chiar veșnicia? Pentru că dacă ființa mea este veșnică și răul și iadul se prinde de ființa mea veșnică, poate fi și iadul veșnic. Într-un singur loc nu mai poate intra Hristos după înviere. Într-un singur loc își mai găsește iadul consistența. În inima omului care vrea să stea în iad, chiar dacă Hristos coboară la iad. Dar este o inimă împietrită, o inimă care nu lasă pe Dumnezeu prea Sfânta Treime să-și facă locaș acolo. Și dacă nu-i Dumnezeu, dacă nu-i Dumnezeu în inima omului, locul respectiv nu poate rămâne gol. Și atunci se instalează în el strâmbătura aceasta, eșuarea aceasta, nepotrivirea aceasta, și anume omul cu iadul lui. Cum ajungem noi și putem noi să facem răul? Cum poate omul păcătui? Sau poate omul păcătui fără Dumnezeu? Știm cu toții că nimic nu se face fără Dumnezeu în lume. Și știm cu toții că dacă Dumnezeu nu binecuvintează ceva, nu se înfăptuiește nimic. Cum de putem mai face rău? În Sfânta Scriptură este un text extraordinar care ne ajută să înțelegem cumva faptul că din îngăduința lui Dumnezeu ne putem păcătui. Și că Dumnezeu ne lasă să păcătuim și ne îngăduie să păcătuim ca vehiculă cu El să ne unim. E o altă taină și un alt paradox. Nu se mai poate întâlni Dumnezeu cu noi pe scara virtuților, pe scara faptelor bune, pe scara cumințenii, pe scara înfrânării. Și se întâlnește pe scara desfrânării, pe scara alcoolismului, pe orice variație a răului, știută și neștiută de noi, arătată și mai ales nearătată în viața noastră. Știe Dumnezeu să se întâlnească cu noi în aceste căderi ale noastre. Știți cu toții episodul biblic al lui Iuda. Sfântul Evanghelist, cine e Iuda? Maximul de răutate omenească. Bineînțeles, când am auzit cuvântul acesta, întoarcem privirea. Dacă am putea pune și mâna la ochi. Iuda. Nu? În niciun caz eu. Poate nu, în niciun caz eu. Și Iuda, între ceilalți apostoli, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, căuta un bun prilej ca să-L vândă pe Hristos. Și nu găsea. S-a dus, a vorbit cu arhierei, a fixat clopul, nu găsea. Și gâncea și arhierei spunea, hai, ce faci? Pe ce timpul ăsta vorbește, ăsta schimbă lumea. Hai, hai odată. Nu pot, nu găsesc. Și căuta Iuda prilej. Și n-am găsit Iuda prilej. Și într-o seară, pe când erau cu Hristos de obicei la cină, Hristos se scoală de la masă, se încinge cu ștergarul, ia un vas cu apă, se așează la picioarele fiecărui apostol și se pare că primul care i-a spălat picioarele a fost Iuda. Iar Iuda, cel fără de lege,
N-a vrut să înțeleagă. A mers la toți apostolii, știți ce a făcut Petru? S-a așezat cu toții la masă. A frânt pâinea, a binecuvântat paharul, i-a împărtășit pe toți și pe Iuda. Iar Iuda, ce fără de lege, n-a vrut să înțeleagă, el în continuare căuta prilej să-l vândă pe Hristos. A luat și banii la arhierei și căuta prilej să-l vândă pe Hristos. Și prilej nu găsea. Hristos le spune tuturor, să știți că a sosit ceasul. Unul dintre voi mă va vinde. Știți, în plăcărații apostoli, cine, dar cum mă iau de, unde este acela? Și zice, cel care va întinge cu mine mâna umblit, acela este. Iuda a întins pe lor mâna umblit. A luat de acolo și n-a vrut să înțeleagă. Și atunci Hristos i-a zis, Iuda, cere ce vrei să faci, fă. Și Iuda s-a ridicat de la masă și s-a dus și l-a vândut. Dacă Hristos nu i-ar fi spus atunci lui Iuda, Iuda, cere ce vrei să faci, fă, vă spun că până astăzi Hristos ar fi căutat, Iuda, ar fi căutat prilej să-l vândă pe Hristos și n-ar fi găsit. În urmare, noi păcătuim numai din îngăduința lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu vrea să folosească eșuarea noastră, ratarea noastră, abaterea noastră, care e numit păcatul nostru în diversele lui variații. E unul singur. Păcatul este unul singur. Restul e, dacă vreți cum vă spuneam mai devreme, variație la temă. Îl numim cumva și mai mult nu-l numim decât îl numim. Mai bine nu l-am numit decât să-l numim și apoi să nu știm să ne-l asumăm. Astfel încât Dumnezeu îmi gânduie. E, dacă vreți, gândiți-vă și la relația părinților cu copiii. Copiii insistă de foarte multe ori să își facă pornirea respectivă și să duce către, hai să continuăm, către o plită încinsă cu mânuța, să vadă cât de încinsă este. Și tu nu-l lași. Și de ce nu-l lași ca părinte? Pentru că dacă el pune mânuța, ce? Te arzi tu? Dar nu-l lași. Ești destul de matur să-ți dai seama că îi faci un rău foarte mare. Și el insistă și tu nu-l lași. Și el insistă și tu nu-l lași. Și plânge și să-ți bate. Și tu nu vrei. Măi copil, înțelege, nu se bat. Nu. El vrea să pună mâna pe plită. Și atunci zici, bine. Într-un final îi spui, bine, fie. Și n-ajunge cu mâna pe plită și tu începi să plângi. De fapt, când se duce, tu începi să plângi. Știind ce rău e să-l produce și când mâna lui e pe plită, inima ta e sfâriată, e înăcrimată. Sau sfârie inima lor de degetele. Inima ta sfârie. Aceeași relație este a omului cu Dumnezeu. Dumnezeu nu, sau are grijă să nu păcătuim pentru că nu ne face, pentru că nu ne face bine păcatul. Pentru că ne doare și copiii lui fiind, inima noastră fiind în inima lui. Apoi, dacă noi suferim, El suferă cu noi. Că El păcătuiește cu noi, dar El suferă cu noi. Atunci, din această grijă, mai amână Dumnezeu să păcătuim. Dar dacă totuși noi vrem neapărat să păcătuim, zice-le Dumnezeu totdeauna și slavă Domnului, mie îmi spune, vouă nu știu cum e, dar cred că și vouă vă spune, bine, mergi, fă păcatul. Și apoi dea Domnul să ai ceea ce n-a avut Iuda, să ai întoarcerea lui Petru. Între Iuda și Petru, la Sfântul Evanghelist Ioan, e același profil creat până într-un punct. S-a dus Iuda și l-a vândut, Petru s-a lepădat. A ieșit afară Iuda și s-a dus și l-a vândut, a ieșit afară Petru, numai că unul zice, aruncând banii, s-a dus și s-a spânzurat, celălalt zice, ieșind afară, a plâns cu amar. Un Iuda și un Petru e în fiecare dintre noi.
depinde ce facem cu păcatul. Depinde până unde mergem cu păcatul. Și mi se pare mie că calendarul nostru ortodox e plin de oameni păcătoși, pocăiți. Nu am văzut și nu cred că există, afară de Maica Domnului, un alt om care să fie urcat în calendar, uite așa, fără să fie păcătuit, măcar de o dată în viața lui. Toți au păcătuit. Și păcatul lor i s-a convertit la un moment dat în iată scară pe o cale în calendar. Și Iuda totuși s-a dus în iad, cum vă spuneam. Dar iadul pentru Iuda a căpătat o taină. Iuda, după răstignirea lui Hristos, se spânzură grăbit, reamintindu-și că Domnul va pogorâ în iad, de unde va scoate sufletele, s-a convins că El este Mesia care trebuia să vină. Ucenicii s-au îndoit. Petru s-a lepădat și el, Iuda, ca cel mai rău dintre toți, l-a vândut. Cât timp a fost printre ucenicii lui Hristos, inima sa împietrită nu s-a putut muia. Nici de cuvintele divine, nici de altă înconjurare a lui Hristos de a-l trage pe Iuda către sine. Simțea o ură cumplită față de Hristos. Adesea subrindea privirea Domnului asupra sa, dându-și seama că Domnul știe vicleșugul său. De ce Domnul totuși l-a acceptat printre ucenicii săi? El a venit să se întrupeze în chipul omului sau a venit doar să mântuiască pe om din păcat? El zice că a venit în ambele sensuri. Chiar de nu era păcatul, el tot se întrupa. Va să zică, întruparea sa în chip de om este însăși destinația creației. De-abia acum își dă seama ce a putut face. L-a vândut pe Creator. Dacă Lucifer, îngerul căzut, s-a făcut un contrar al chipului divin, el, Iuda, se face chiar ucigător de Dumnezeu. Iuda astfel are un moment de scăpungere inimii. Lucifer, demonul, este maximul de păcat demonic. Și el, Iuda, este maximul de păcat omenesc. Are un cutremur până în adânc și totuși simte în el încă o scânteie de divin ucis. L-a ucis pe Dumnezeu. Dar sângele lui parcă s-a amestecat cu propriul sânge și ceva s-a transformat. Inima lui de maximă răutate omenească primește sângele dumnezeiesc și inima începe altfel să-i bată. El l-a ucis pe Dumnezeu și Dumnezeu, prin sângele lui vărsat, întoarce la iubire tocmai pe ucigaș. Până acum n-a avut nicio clipă de iubire față de Hristos. L-a urât mocnit la maxim. Nici el nu știa de ce îl urăște așa de cumplit. Era maximum de păcat omenesc acumulat în el. Ce groaznic este păcatul! Cain a fost primul vărsător de sânge omenesc și el, Iuda, este primul vărsător de sânge dumnezeiesc. Ajuns în iad, după ce se spunzură, Iuda, cu alai mare de demon, se duse direct la scaunul lui Lucifer. El, Lucifer, maximul de răutate demonică, vrea să vadă pe Iuda, maximul de răutate omenească. Se uită tăcut la el și zise: Iuda, de ce totuși nu semeni cu mine? Parcă răutatea ta este de altă culoare față de a mea. Ce ne deosebește pe noi? Păcatul omenesc este din sămânța mea demonică.
De ce totuși nu ne asemănăm? Îți spun eu, spuse Iuda, tu, Lucifer, demon, nu mai vrei să te întorci la starea ta de înger. Pe când omul, și în cel mai mare păcat, dorește reîntoarcere la bine. Și aici, în iadul tău, eu, Iuda, ucigașul de Dumnezeu, doresc iubirea, care însă îmi este legată de păcat. La tine, Lucifer, iubirea nu este legată doar de păcat, ci este și o autoucidere de propriu iubire. Omul nu-și ucide însă și iubirea, ci o amestecă și cu neiubirea păcătoasă. Și Lucifer cade puțin pe gândul și furios răufnește. Piei din fața mea răutate omenească. În focul cel mai adânc, să nu te mai văd în ochi, că nu semeni cu mine. Aș vrea și eu un om care să semene cu mine, spuse Lucifer. Oare va fi posibil? E visul meu de demon. Va fi Antichristul. Și Lucifer pleacă în cărbov și cu râs demonic. Dacă Iuda, maximul de păcatul omenesc, în iad dorea pe Dumnezeu, ca o parabolă, nu există altă limită, chiar de ne-am identificat cu Iuda, nu există altă limită din care să nu putem dori pe Dumnezeu. Ucigător de Dumnezeu de-am fi, de vrem putem să ne întâlnim cu El. De fapt, tot ceea ce a făcut Hristos prin moarte pe cruce, se repetă în fiecare liturghie. Coborârea lui Hristos la iad n-a fost doar acum 2000 de ani. Coborârea lui Hristos la iad e în fiecare liturghie. Pe scurt, liturghia înseamnă coborârea la iad. Și iadul e în mine, e în tine, e în fiecare om care păcătuiește. Dacă îl primim pe Dumnezeu în iadul din noi, va face Dumnezeu ceea ce a făcut și cu iadul tot o inimoară. Îl va spulbera. Și dacă Adam, spuneam cândva, în inima binelui, binele i-a fost prilej de despărțire de Dumnezeu, însăși binele, raiul, i-a fost prilej să dea divorț de Dumnezeu. Și în mod paradoxal, iadul i-a fost prilejul lui Adam să se unească cu Dumnezeu, căci acolo s-a reîntâlnit și s-a împăcat Mântuitorul Hristos Dumnezeu cu Adam, în inima iadului s-au împăcat iarăși și în îmbrățișarea lui lor, tot neamul omenesc și tot iadul s-au umplut de lumină, înseamnă că dacă îl vom lăsa pe Hristos în liturghie să coboare în iadul din noi, în îmbrățișarea aceasta noastră, să va transforma păcatul și iată ce taină mare poate avea rău și păcatul, că deși păcătoși, ne putem, dacă vreți, ne putem transfigura, ne putem schimba, ne putem înlumina și trecem de la minus infinit la plus infinit, de la necunoaștere la lumină, de la moarte la viață. Atât.